În încheierea acestui exercițiu, este forma perfectă de a verifica capacitatea de intervenție a tuturor structurilor care au atribuții de a interveni în situații de urgență. Deci aceste exerciții cu efective în teren și cu tehnică ne ajută să verificăm atât concepția noastră de intervenție, planurile, pregătirea personalului, funcționarea tehnicii de intervenție. A fost un scenariu complex în care am încercat să vedem atât partea de intervenție la stingere incendii, descarcerare, partea de descarcerare și asistență medicală, trierea și organizarea evacuării victimelor către centrele medicale. În continuare, UPUS Murd organizează transportul către Spitalul Județean de Urgență sau către alte spitale care preiau victimele. Am creat un scenariu cu număr mare de victime pentru a vedea punerea în aplicare atât a planului roșu cât și a planului alb la nivelul spitalelor. O să vedem în continuare, după ce facem un scurt bilanț aici în teren, felul cum la nivelul spitalului s-au preluat și s-au organizat ridicarea capacității de intervenție. A fost util pentru participanți. Am verificat și capacitatea inspectoratului de a organiza, de a colabora cu celelalte structuri și ați văzut că au fost alături de ISU și SMURD și ambulanța, poliția, jandarmeria și alte structuri, Crucea Roșie, furnizorii de servicii, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, membrii Comitetului Județean, cam toți cei care sunt chemați să intervină în gestionarea unei astfel de situații de urgență. Consider că s-au desfășurat într-un flux firesc, normal. Am comprimat un pic timpii ca să nu blocăm foarte mult circulația și ne cerem scuze celor care au avut de suferit datorită acestui blocaj în trafic, dar nu putem fi pregătiți pentru accidente reale decât simulând condiții reale de desfășurare a intervenției.